Până acum a fost grozav să ne schimbăm rolurile. Am învățat multe lecții, am trăit multe aventuri și am intrat într-o groază de probleme. Doctore, trebuie să facem ceva. Bucățica face parte din familie, am avut grijă de el de când era pui. Da, am înțeles, dar porcușorul acesta mic nu-i merge tocmai bine. Ar trebui să-l ducem la cabinet. Are nevoie de tratament și de medicamente foarte scumpe și nu cred că va putea... Ce, nu credeți că merită efortul? E vorba de salvarea unei vieți. Calmează-te, e doar un porc. Care evident merită aceeași îngrijire atentă de care ar beneficia o ființă umană. Bună, scumpete! E o idee strălucită, domnule King. Da, tata, ești un geniu. Adică, acum știu cu cine semăn. Da, tatăl tău e un bărbat isteț, băiete. Deci, când vin chinezii? În jumătate de oră. Am aranjat deja să-i aștepte o limuzină la aeroport, domnule. Perfect. Și dacă încheiem afacerea asta, câți bani o să câștigăm din asta? Wow! Asta e o avere! Domnule King, putem discuta de bucată? Cum? Nici vorbă! Nici o bucată, nici un pic, nici o fărâmă, nimic! Nu primiți nimic! Banii ăștia sunt ai mei! Ai mei! Ce bani? Noi vorbim de porcul ăla! Bucățică! Are nevoie de tratament! Nici vorbă! Asta e șansa mea să scap de cocina aia, așa că luați-vă la revedere! De la bucățică, mai muțică și de la pisică! Dar ce vreți să faceți cu sanctuarul zoologic? Nu e un sanctuar zoologic! E o grădină zoo și eu o vând! Jake și Blake, episodul 10. Salvați ferma! Se termină, ya no va más. Lo decidí, hoy te vas. No más dolor, no más llorar. Llegó el final. Deci nu putem sta cu brațele în sân. Trebuie să luptăm! Pentru bucățică și sanctuar. Nu e un sanctuar, e o grădină zoo. Și, Annie, trebuie să încetezi cu asta. Nu are rost să te pui cu tata. Nu poți face nimic. De fapt, e logic. Bucata asta de pământ e o comoară imobiliară. Dar nu putem renunța la sanctuar. Ce face generația următoare? Gândiți-vă la toți copiii ăia care vor vedea animale doar în filme și fotografii. O să renunțăm la toate astea doar ca să facem niște bani? Asta e viața, scumpo. Totul e de vânzare. Pentru tine a fost foarte ușor, nu-i așa? De când te-ai născut, ai primit totul de gata pe tavă. Și când apare prima ocazie de a susține o cauză, de a lupta pentru ea, tu o iei la fugă. Nu mă miră deloc. Nu-mi pasă ce crezi, dar nu mă implic în chestia asta. Om fără inimă, nemilos și egoist ce ești. Ai perfectă dreptate. Nu-mi pasă deloc de bucățică, maimuțică sau grădină zoo. Mi-am dat seama de asta pentru că n-ai nimic în comun cu Jake. Pentru că ești un fricos. Categoric, susțin întru totul protejarea mediului. Salvarea pădurii tropicale, a balenelor. Poți conta pe mine pentru toate astea. Nu știam că ești un susținător activ. Întotdeauna te-am admirat pentru muzica ta. Dar acum îmi dau seama că ești o persoană minunată. Păi, și tu ești o ființă umană minunată. Pe mai târziu. Mama mia, ești până peste cap. Ești îndrăgostit lulea de fata aia. Wow. Ce faci acolo? Încerc să omor albina. Înainte să ne înțepe. Ai nebunit? Dacă omori albina aia, nu va poliniza florile. Și cât ai clipit din ochi, ai distrus complet echilibrul din natură. Bine. Alo? King vrea să scape de sanctuarul zoologic de la școală. Trebuie să mă ajut să-l oprim. Blake nu te ajută? Nu mi-aduce aminte. E un ticălos fără inimă, nemilos și egoist. Și nu e de găsit nicăieri. Hai, Jake, întoarce-te și ajută-mă, te rog. Domnule, domnule, nu mergeți așa repede. Nu uitați că doctorul a spus să vă menajați. Da, salve! Citește mai departe! Lumea întreagă se teme de cauza emisiilor de carbon. Na, altceva. Liceul Kingdom vine de sanctuarul zoologic din Agua Clara. Stop! S-a născut un pui de girafă la grădina zoologică! Nu te opri din mers, idiotule! Acum înapoi! Bine! Înapoi la știrea anterioară! Care liceul nume? Liceul Kingdom vine sanctuarul zoologic, ce altceva? Revin la ea. King King, proprietarul renumitului liceu Kingdom, a confirmat vânzarea sanctuarului zoologic unor investitori chinezi. Ajunge! Vreau să mergi acolo chiar acum. Să supra-licitezi.
Pământul trebuie să fie al meu. Trebuie să fim cu ochii pe Jake Valley. Fără să dăm de bănuit vreun pic. Nemilos, fără inimă, egoist? Da, sigur. Și ea ce e? O fană sentimentală a copacilor? Mai rău, a porcilor. Toată drama asta pentru că școala se descotorosește de un porc și de două găini. Asta e bună. Bună, dragule. Ce mai faci? Sunt foarte prost dispus, bunico. Oh, sigur, dar nu-ți face griji. Domnul King nu va avea câștig de cauză. Nu-l vom lăsa să vândă sanctuarul zoologic. Cum? Și tu? Ha, evident! Eu și toți oamenii din Agua Clara. Uite ce am pictat la cursul meu de artă. Ține! Vreau să conduci marșul cu bannerul ăsta. Nu te lăsa! Luptă pentru mediul ambient așa cum ai făcut întotdeauna. Să mergem! Hai să ne întoarcem la școală! Hai! Hei! Ce cauți tu aici? Ai spus că nu-ți pasă de lucrurile astea. Știu, m-am mai gândit și m-am răzgândit. Atunci să sperăm că și Ani s-a răzgândit. Ultima oară când am văzut-o vrea să te bată măr. Jake! Bună! Mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit. Bună! Te ajut bună. Cu ceva? Poți să-mi faci plinul cu benzină, te rog? Sigur. Scuze. Alo? Bună, Blake! Scuze că te deranjez, dar am terminat lucrul și mă întrebam la ce oră vrei să ne vedem. Sunt încă acasă, stai să mă gândesc. Da, dar întâi vrei să-l bați, iar acum îl iei în brațe? Înțeleg, hotărăște odată. Ce se întâmplă acolo? Aud voci de fete pe fundal? Da, e Miranda, se ceartă cu slujnica. O știi doar, se aprinde foarte repede. Te sun puțin mai târziu, bine? Bine. Pa! Ce s-a întâmplat? Nu știu exact, dar e ceva ciudat la mijloc. Sunt sigură că mi-ascunde ceva. Scuză-mă, poate te ajut eu, e prietenul tău? Dacă vrei, poți să-i înregistrezi apelurile. Poți să-i urmăresc telefonul. Oh, nu, mulțumesc mult! De ce nu? Hai! Hei, nu te întâlnești cu ea din cauza mea? Nu din cauza ta. Știi că sunt alergic la toate animalele, dar tot le iubesc. Trebuie să fac ceva. Mulțumesc, mi-a fost dor de tine. Și mie de tine. Hai să mergem. Bine. Quiero abrir la puerta y dejarme llevar y tratar de ser como pide el corazón. No sé cómo hacer, por dónde empezar, pero encontraré algún lugar. Yo nunca me animé y hoy quiero intentar. Me pongo de pie y hoy trato de volar. Hoy todo cambió, me animo a crecer y olvido los miedos de un tiempo que fue. Yo quiero intentar, yo quiero saber si lo que me espera es como lo soñé. Este o primire călduroasă pentru distinși noștri clienți din China. Nu vă faceți griji, o să-i dăm afară. Adică o să-i rugăm să strige mai încet. Plecați de aici imediat. E proprietatea mea și pot să o vând dacă vreau. Locuitor din Agua Clara, trebuie să oprim această crimă împotriva naturii. Voi toți protestați pe o proprietate privată. Plecați de aici imediat. O să vă dau pe toți în judecată. Ascultați-mă, plecați imediat. Imediat. O să-mi sun avocatul dacă nu plecați imediat de pe proprietatea mea. Ați înțeles? Thank you.
Tu ce cauți aici? Bunica e de vină, ea m-a obligat. Suntem aici să luptăm. O să le spun eu investitorilor câteva vorbe. Nu-ți face griji, Katie. Lasă-i pe elevi să se ocupe de ei. Ai dreptate, dar o să rămân chiar aici ca să am grijă de voi. Ar trebui să te duci acasă, bunico. Demonstrațiile astea pot deveni puțin violente. Atunci poate ar trebui să mergem toți acasă. Nu-ți face griji, Katie. Suntem un grup întru totul pacifist. Bine, atunci mă voi duce acasă și voi face o tavă de prăjituri ca să putem mânca ceva după protest. Super! Bine, poftim. Bine. Ține. Oh, sigur. Pa. Pa. Du-te acasă cu ea. Jake face ce ar trebui să faci tu. Așa că poate să te întorci în vreo două ore sau și mai bine în câțiva ani, pentru că nimeni nu o să simtă lipsa. Stai, a schimbat rolurile fără să-mi spună? Nu-mi vine să cred. Stai, uite. Pleacă odată, da? Dacă vrei să ne ajuți, atunci nu strica totul și pleacă. Bine! Dacă vrei să plec, plec! Jake, trebuie să vorbim. Nu! Trebuie să încetăm cu plânsul și să ripostăm. Da, are dreptate. Priviți blana acestor iepuri. E ca de nurcă. Clientul meu dorește să încetați cu prostiile. E mai degrabă ca a pisicilor persane. Și aici avem porci artificial creați care... Clientul meu spune că ceea ce numiți primire călduroasă în China ar fi considerat protest studențesc. Vă referiți la... Sunt doar copii. Nu vă faceți griji. Este totul sub control. Bine? Domnule King! Da? Doamnelor? Ni hao, prieteni! Ni hao! Am venit să cumpăr sanctuarul. Nu e un sanctuar, e o grădină zoo și ați venit târziu. Domnii aceștia au venit primii. Da, mă rog, sunt dispus să vă dau de două ori mai mult. Cum? Clientul meu e dispus să vă dea de trei ori mai mult. Atunci eu de patru ori. De șase ori. Clientul meu e dispus să vă dea de șase ori mai mult. 7. 10 ori. Clientul meu e dispus să vă dea de 10 ori mai mult. Cum? Nu sunt întregi la minte? Balta asta nu merită niciun sfânt. În concluzie, am șters-o de aici. Muito obrigado. Repede. Puneți să semneze înainte să dea înapoi. Pe aici, vă rog, să ne ocupăm de acte. Doar o clipă, vă rog. Trebuie să așteptăm doctorul. Tocmai a sosit un foarte important veterinar din China. A plecat deja de la aeroport. Cum? Ați adus un veterinar din China? Nu puteți găsi unul aici? Cine e tipul ăsta? Asta e... la capătul pământului. Sunt într-o misiune secretă. Îmi ajut niște prieteni să salveze o grădină zoologică. Adică sanctuarul zoologic. Serios? Da. Ești așa de drăguț. Da. Atunci știu. Te vom ajuta și noi, nu? Da. Nu. Sigur că da. Sigur. Așa cum am explicat deja, suma totală este aici. Chiar aici. O vedeți? Înțelegeți cifrele, nu-i așa? Domnule King! Ai pufit o epidemie virală gravă! Oh, nu! Stați departe! Ajutor! Suntem infestați! Clientul meu, vă rog frumos să-i țineți pe copii departe! Nu suntem vaccinați contra gripei virale! Unde e veterinarul? Aveți febră? Asta o să vă ajute! E bine? Se simte rece? E o minciună! Priviți! E machiaj! Cum? E o farsă? E o glumă! E o glumă! Copiii din zilele de azi le place Bună, să facă glume. Bună, mă scuzați. Cine e domnul King? Da, eu sunt. Cine sunteți? Suntem jurnaliste de la Ziarul Verde și verificăm niște informații despre izbucnirea gripei virale aici în sanctuar. E o... grădină zoo. Ce caută Hope aici? Bun, ce-ar fi să uităm ce s-a întâmplat, să ne ocupăm de contractul nostru. Chiar aici, unde am rămas? La linia subliniată. Cum ai ajuns
ajuns aici așa de repede? Bună! Și unde te-ai schimbat de haine? Am venit cu motocicleta. Hainele mele erau murdare rău. Așa că am împrumutat unele. Nu e ni? Da, da, l-am adus aici cu viteza vântului. Vor să vorbească cu tine, Jake. Vin într-o secundă. Bine, Jake? A spus Jake? A vrut să spună Blake. Adevărul e că suntem așa de entuziasmați că este aici încât nu mai știm ce spunem. E grozav, nu? Să ne ajute așa o mare vedetă ca el. Hey, Valley, mult succes! O să ai nevoie. E o glumă între noi. Numele lui e King, eu îi spun Queen, exact. Numele meu e Hill, iar el mă strigă Valley. Nu e haios? Nu e adevărat că ai zbucnit gripa virală, credeți-mă, doar încercau să saboteze întreaga afacere. E Longho. Totuși doresc să aștepte să afle părerea expertului chinez. Vorbeați despre mine? Cine-i tipul ăsta? Ni hao. Eu, expertul chinez în domeniul veterinar. Eu inspectez sanctuarul. Nu e nevoie să văd animalele pentru a ști care e problema. Locul acesta mustește. Mustește? Eu nu simt nimic. Mustește a Blucoli clocosisa. E clar. E epidemic. Totul e infestat. Oh, nu. Oh, da. Sunt uimit că armata nu a împrejmuit întregul oraș. Ar trebui să fie în carantină. În câteva zile, toată lumea va începe să-și piardă părul, dinții. O să vă cadă totul. Totul. Oh, oh. Cintaulin. Sfatul meu? Nu cumpărați pământul acesta, prieteni. Mai bine fugiți. Benpao! 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 Nu Benpao! Veniți înapoi! Cum zice veniți înapoi în chineză? Facem o echipă foarte bună, nu-i așa? Da, dar mi-ești dator. Cum ai putut să schimbi rolurile fără să-mi spui? A fost o urgență, Blake. Da, iar tu ai fost prea egoist ca să ne ajuți. Ah, nu uita, nemilos. Au! Da, exact, continuați. Certați-vă mai departe, mă duc să o caut pe bunica. Hei, ai grijă, nu face vreo tâmpenie. Adică nu te da de gol. Adică și ce dacă. Totuși, de ce ai venit să ne ajuți? Ai făcut-o pentru mine? Nu, ci ca să-ți arăt că nu sunt un cântăresc fără inimă, egoist și nemilos. Pot să lupt pentru o cauză bună. Nu mă crezi? Trebuie să mă mai gândesc. Trebuie să te mai gândești? Mm-hmm. Ei bine, te ajut eu să te gândești. Hei, Blake! Abrilos ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó. Tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal. Am o idee cum să salvăm locul ăsta. Domnule King! Unde? O să te prind, Blake! Revino-ți, tată! Uite, am strâns o groază de bani! Da, dar asta nu e nimic în comparație cu cât am fi primit de la chinezi. Oh, domnule Fink! Bine ați venit la ferma noastră! Mai sunteți interesat să cumpărați? Desigur, îl voi cumpăra! Dar vă ocupați de el, în beneficiul școlii. Sunteți de acord? Dacă sunt de acord, glumiți! Mulțumesc! Wow, tare! Bine ați venit și vă mulțumesc! Spectacolul acesta e pentru bucățică, maimuțică, pisică și pentru toate animalele și speciile din lume! Salvați planeta! Da!
Vezi, Alan? Ei au pierdut. Noi am câștigat. Așa mult buni. Deci, acum reveniți la viețile voastre normale? Nu, nu încă. Dar din când în când e bine să-ți mai amintești cine ești. Nu cântă așa de rău până la urmă, nu? Nu, și nu e niciun băiat așa de rău. Șansa de a deveni o persoană mai bună poate apărea când te aștepți mai puțin. Hei, ceea ce ai făcut azi pentru noi și sanctuar a fost grozav. Și nu știam că vorbești chineză. Știu doar câteva cuvinte. Ni hao înseamnă bună ziua. Ben pao înseamnă fugi. Iar mei... Ce înseamnă mei? Și, dacă profiți de acea șansă, o să te surprindă câți oameni poți ajuta. Începând cu tine însuți.